Sfântul Dumitru sau Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, este sărbătorit la 26 octombrie, atât în calendarul ortodox cât și în cel catolic. În tradiția populară românească este considerat patronul păstorilor, cel care desfrunzește codrul și usucă toate plantele. De aceea se spune că ciobanii află în ziua Sfântului Dumitru cum va fi iarna. Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dumitru este urmată de cea a Sfântului Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie, ocrotitorul Bucureștiului, ocazie cu care sunt scoase la Patriarhie moaștele Sfântului și are loc un pelerinaj. În Evul Mediu, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a devenit unul dintre sfinții militari, adică cei venerați în special de soldați în timpul războiului. Voivodul Ștefan cel Mare avea în timpul campaniilor militare pe care le-a purtat un steag cu însemnele Sfântului Dimitrie. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit în timpul împăraților Dioclețian și Maximian în provinciile Ilyricum și a fost el însuși ofițer al Imperiului Roman. Sfântul Dimitru s-a născut în Tesalonic din părinți de neam bun și drept credincioși. Tatăl său era guvernator al Tesalonicului. Dimitrie a fost fiul pe care cei doi soți l-au primit de la Dumnezeu după multe rugăciuni. Când copilul a ajuns la vârsta la care poate cunoaște și înțelege adevărul, a fost dus de părinții săi creștini, înascuns, în casa lor de rugăciune. O cămăruță din palat tăinuită unde a văzut icoane. I-a fost arătat icoana lui Dumnezeu și icoana născătoarei de Dumnezeu. Aici, chemând în taină un preot și câțiva creștini, prietenii ai lor, l-au botezat pe fiul lor în numele Preasfintei Treimi. După moartea tatălui său, Sfântul Dumitru a fost chemat de împăratul Maximian și numit în locul acestuia guvernator, încredințându-i se Tesalonicul cu porunca de a-l curăța de creștini. Nu numai că Sfântul Dimitrie a încălcat acest ordin, dar, odată întors în cetate, a început să propovăduiască Evanghelia. În scurt timp, împăratul a aflat că Dimitrie este creștin și că pe mulți îi aducea la credința sa. S-a mâniat și a dorit să meargă în cetatea Tesalonicului ca să vadă cu ochii săi. Aici l-a chemat în fața sa pe guvernatorul cetății. Sfântul Dimitrie, care stând înaintea împăratului, a mărturisit cu îndrăzneală că este creștin. A fost închis, iar în ziua de 26 a lunii octombrie au intrat ostașii în temnița în care fusese aruncat. Găsindu-l stând la rugăciune, l-au impuns cu sulițele. Întâia suliță cu care a fost lovit a fost în coasta dreaptă, în locul în care a fost impuns și Hristos pe cruce. Creștinii au luat în noaptea următoare trupul Sfântului Mucenic și l-au îngropat, iar deasupra mormântului au zidit o bisericuță în care se săvârșeau multe minuni. În această bisericuță a intrat și prefectul Ilyricului, Leonție. În timp ce se ruga, s-a vindecat de o boală care îl chinuia de multă vreme. Pentru acest fapt, Leonție a mulțumit lui Dumnezeu și Sfântului Mucenic Dimitrie și a zidit o biserică mai mare și mai frumoasă în locul celei dintâi. Când s-a săpat temelia pentru această construcție, au fost găsite moaștele Sfântului Dimitrie, care izvorau mir bine mirositor, în așa fel încât toată cetatea a fost umplută cu mireasmă. De aceea îi se mai spune Sfântul Mucenic Dimitrie și izvorătorul de mir. Edificiul paleocreștin original există și astăzi și face parte din situl monumentelor paleocreștine și bizantine din Salonic, aflându-se pe lista monumentelor din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1988. Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care este și ocrotitorul orașului. În credința populară, anul este împărțit în două anotimpuri, vară și iarnă. Dacă Sfântul Gheorghe încuie iarna și înfrunzește întreaga natură, Sfântul Dumitru desfrunzește codul și usucă toate plantele. Există credință că în ziua Sfântului Dumitru, căldura intră în pământ și gerul începe să-și arate colții. Sfântul Dumitru este considerat și patronul păstorilor, ziua lui fiind aceea în care spune tradiția ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așează cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe ea. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, anotimpul rece va fi aspru. Un alt mod de a afla cum va fi iarna este acela de a urmări mersul oilor în dimineața sărbătorii Sfântului Dumitru. Astfel, dacă dimineața se va trezi mai întâi o oaie albă care va pleca spre sud, iarna va fi grea. Dacă se va trezi o oaie neagră și va pleca spre nord, iarna va fi ușoară. Potrivit altor tradiții, dacă de Sfântul Dumitru este vremea aspră, iarna va fi bună, iar dacă va fi vreme bună, toamna va fi lungă și frumoasă. Dacă luna va fi plină și cerul acoperit de nord, iarna va fi grea, cu zăpezi mari. Ziua Sfântului Dumitru era pe vremuri și o zi a soroacelor. Se terminau învoielile încheiate între stăpânii oilor și ciobani la Sânt George, de unde și zicerea că la Sânt George se încaieră câinii, iar la Sânt Medru se sfădesc stăpânii. Tot de Sfântul Dumitru se tocmeau servitorii pentru diverse treburi și se stricau stânele. Țăranii tundeau coama caielor până la 3 ani ca să aibă păr frumos. În anumite zone, țăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie
ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul folosit de Sfânta Împărtășanie. În ajunul sărbătoririi Sfântului Dumitru, noaptea de 25 spre 26 octombrie, există tradiția de a se aprinde focuri peste care sar copiii pentru a fi sănătoși tot anul. Focul are și menirea de a alunga fiarele și de a încălzi morții. După ce focul este stins, țăranii aruncă un cărbune în grădină pentru ca aceasta să primească puterea de a rodi.